salut și bine ai revenit pe canal. Spray-ul irita lacrimogen în formă de pistol. Ai voie să mergi cu el la vedere? Pe stradă, în lucruri publice? Pun această întrebare și cu ocazia acestui material video voi reaminti anumite aspecte de natură juridică, deoarece astăzi am vorbit cu un amic din județul Neamț, dacă nu mă înșel, care mi-a transmis faptul că el are un spray irita lacrimogen în formă de pistol Glock. Mi-a trimis pozele, o să le vedeți și voi. Și la o acțiune cu poliția din localitate de la el de acolo, un polițist de la ordine publică i-ar fi spus că n-are voie să-l poarte, n-are voie cu el, bacă interzis la deține, chestii, aberații de genul. Și cu atât mai mult n-are voie să-l poarte pentru că produce panică. Ar duce la panicarea populației, să sperie oamenii pe stradă. Nu mai aberați, nu mai tâmpeni. L-am întrebat. Printre primele întrebări a fost asta. Câți ani are polițistul? De ce? Pentru că există mulți gabori din garda veche care au rămas cu, din păcate au rămas cu ideile alea învechite din legislația neactualizată. Da? Din legislația de atunci. În speță legea armă și legea 61. Bun. Acum, să nu înțelegeți, să nu credeți că aoleu, dau vina pe polițistul respectiv. Nu. Am întrebat, mi-a zis că ăla ar fi intrat în poliție de la 18-19 ani, deci îmi dau seama că vârsta lui de 40 și cât mi-a zis că are, este direct proporțională cu nivelul de experiență sau corespunde experienței în sistem. Da? Pentru că de regulă când auzi de un polițist cu o anumită vârstă trecut de 40, te gândești, bă, ăsta sigur are vreo 15-20 de ani, cam pe acolo. Da? Mergând pe ideea că imediat după ce a terminat liceu a intrat în poliție. Întâi, înainte de toate, vreau să reamintesc niște aspecte de natură juridică, de legislație. Între ăsta și ăsta nu există nicio diferență din punct de vedere juridic. Există o diferență în ce privește forma. Ăsta are forma clasică a spray-ului cu care ne-am obișnuit cu toții, iar ăsta are forma neclasică, ceva modernă, a unui pistol. Și știu că se uită foarte mulți lucrători din forțelor de ordine, da? Lucrători MEAI. Deci, pistolașul ăsta, sau spray-ul ăsta în formă de pistol, folosește tuburi cu substanță irita lacrimogenă. Ăsta expiră pe A6-2020 și scrie pe el pepper, deci cu piper. Vedeți? Deci, spray cu piper. Și buteliile astea costă fantastic de mult. Adică mai ieftin e ăsta. Să ții un pistol, un spray în formă de pistol, e mai mult fiță, din punctul meu de vedere. Dar nu contează, nu asta este subiectul discuției. Da? Butelia cu substanța irita lacrimogenă se introduce în acest încărcător, încărcător care la rândul lui se introduce în pistol. Și se apasă trăgaci și se folosește ca și un pistol normal. Se extrage tubul, da? Recipientul în situația în care s-a golit și se introduce un recipient plin, mare, ștofat. Deci, din punct de vedere juridic, nu există nicio diferență. Regimul lor juridic al spray-urilor irita lacrimogene este cel stabilit de articolul 372 Cod Penal, unde ni se spune, ni se vorbește în ce locuri nu avem voie să-l purtăm și nici să-l folosim. Și anume, reiterez, mijloace de transport în comun, adunări publice, manifestări cultural-sportive, locuri special amenajate și autorizate de distracție sau agrement, sediul instituțiilor publice, sediul autorităților publice, în locurile unde se desfășoară proces electoral. Simplu. Deci n-ai voie să-l porți și nu să-l folosești. Acum, paranteză, scurtă speță. Dacă tu intri să spunem, în curtea unei școli, că face parte din instituție, da? Intri în curtea unei școli având asupra ta un spray iritant lacrimogen și ești atacat și îl folosești, din punctul meu de vedere vei fi absolvit de răspundere pentru că l-ai folosit acolo, că l-ai folosit în legitimă apărare, da? Dacă îl folosești în legitimă apărare, în schimb, vei fi tras la răspundere pentru că ai pătruns acolo cu el. Problema se pune, de ce se pune problema așa? Pentru că tu ai pătruns cu el înainte să fii atacat. Atacul a avut loc după ce ai pătruns tu în curtea școlii, în curtea instituției publice.
Ok? Dacă, în schimb, ești în exteriorul curții școlii și observi două persoane sau o persoană care o atacă pe alta și intervii și folosești spray-ul irritant lacrimogen împotriva atacatorului, în opinia mea, vei fi absolvit de răspundere, da? Pentru că tu l-ai folosit în legitimă apărare. Deci, în legitimă apărare, adică pentru a îndepărta un atac material direct imediat în juț care pune în pericol persoana respectivului, da? Ai folosit, ai încălcat legea, ai comis două infracțiuni sau o singură infracțiune, da? Ai pătruns și ai și folosit. Dar, de ce ai făcut chestia asta? Ca să-l salvezi pe ăla. Motiv pentru care, repet, în opinia mea, nu vei fi tras la răspundere. Bun. În ce privește portul la vedere, se aplică aceeași legislație și aceleași reguli ca și în cazul unui cuțit. De când, începând cu anul 2014, repet, aveți sat așez în descriere filmulețul inițial. Deci, începând cu anul 2014, codul penal, sau mai bine zis noul cod penal, a strâns toate infracțiunile din toate legile existente la momentul respectiv, da? Pe piață, și au făcut o secțiune, da? Sau noi și noi secțiune în codul penal, noul cod penal. Astfel încât, rămânând legile respective doar contravenționale. Da? Deci ele prevedeau în momentul de față, cele mai multe dintre ele, doar contravenții. Cum este, de exemplu, legea 61. Deci până în 2014, în conformitate cu legea 61, nu aveai voie să porți în locuri publice cuțit, briciag, obiecte făcute confecționate pentru tăiere, înțepare, lovire, spray-uri irritant lacrimogene, electroșocuri și toate națiile. Începând cu anul 2014, mai exact februarie 2014, aceste fapte nu mai sunt interese de lege, nu mai sunt pedepsite de lege. Da? Și aceste infracțiuni în legea 61 au fost introduse în articolul 372 cod penal, după cum v-am prezentat un pic mai devreme. Da? Deci, dacă dăm o citire atentă și facem o interpretare gramaticală extraordinar de simplă și banală a textului de lege de la 372 cod penal, vom observa și vom înțelege faptul că nu vine codul penal nu ne mai spune: domnule, n-ai voie pe stradă, n-ai nu știu ce, n-ai voie cu el la vedere. Deducem din simplu fapt că dacă legea nu interzice, permite, da, asta e singurul argument, deducem că putem să umblăm pe stradă asupra noastră cu spray-ul irritant lacrimogen, uite, agățat, nu știu, de gulerul hainei sau cu un spray irritant lacrimogen, chiar și în formă de pistol, e adevărat. Nu înseamnă că nu o să vină jandarmi, nu o să te oprească poliția sau jandarmi să te legitimeze, să vadă ce-i cu ăsta, nu cumva e o armă sau nu. Da? Dar nu înseamnă că nu ai voie să-l porți la vedere. Ba da, o să se supere foarte multă poliție pe mine, foarte mulți reprezentanți ai forțelor de ordine. Aie, voi suferi foarte tare. Cum de altfel s-au mai supărat și atunci când am făcut materialul unde poți purta cuțitul. Ok? Deci, poți târâ din punct de vedere legal. Poți să ieși pe stradă, în mijlocul Bucureștiului, și să cari după tine o sabie. Da? De-aia de cavaler teuton sau katana. Să ieși, să umbli cu ea la vedere. Nu este nicio problemă din punct de vedere legal. Nu ți interzice legea să faci chestia asta. Da? Poți târâ după tine o coasă. Nu te obligă nimeni, nu există nici măcar obligația, da? De a acoperi lama cu ceva ca să nu rănești. Este răspunderea ta dacă ai atins, ai tăiat pe cineva din greșeală. Vei răspunde. Dar legislația nu mai pedepsește această faptă, să o porți la vedere. Drept urmare, stimați reprezentanții forțelor de ordine, poliție, jandarmerie, poliție locală și frontieră, dacă vedeți pe cineva pe stradă că poartă la vedere un cuțit, un baston telescopic, o sabie, din păcate, pentru voi și pentru noi toți, legiuitorul nu mai pedepsește un astfel de comportament social. Da? Și îl permite. Deci, cu alte cuvinte, eu, aici în Brăila și în orice altă zonă de pe teritoriul României, pot să mă duc și să umblu, să mă plimb printr-un oraș, prin orice localitate, cu un spray irritant lacrimogen la vedere, cu agățat de cureaua pantalonilor.
cu un cuțit la vedere, cu un baston, cu o bâtă de baseball, cu o crosă de golf, cu un baston telescopic, cu o sabie. Da? Umblu cu sabia după mine, o bag în pantalon, la curea, că o bag în teacă sau când o port cu teacă sau fără teacă, legea nu mă sancționează pentru așa ceva. Înțelegeți? Deci, stimați reprezentanți ai forțelor de ordine, recomandarea mea este să studiați acest articol 372 Cod Penal, astfel încât atunci când sunteți la serviciu, să nu greșiți, să săvârșind diverse abuzuri sau să săvârșind infracțiuni de abuz în serviciu sau neglijență în serviciu, că nu v-ați preocupat suficient de pregătirea personală, individuală. Ok? Deci nu mai este interzis. Legea nu mai pedepsește. Cum voia să-mi facă deșteptul ăla până în 2018, dacă vă faceți aminte, voia să-mi facă dosar penal că mi-a găsit tonfa în mașină. E te flăși, ce să zic. S-a trezit, bună dimineața. Nu mi-a făcut. Deși eu am explicat atunci care este baza legală și l-am rugat să-mi explice și mie, poate știe el ceva mai mult și nu știam eu, bineînțeles, el a fost reticent. A zis, nu că e în capul meu. Păi dacă e ținut, ții informația foarte bine ascunsă în căpățână. Vrem și noi să o aflăm. Oare cum putem ajunge la acea informație dacă este în căpățâna ta? Bun, evenimentul s-a încheiat, e de mult apus, în fine. Nu știu dacă respectivul a mai efectuat astfel de controle, îmi place să cred că nu, că și-a revizuit comportamentul, în fine. Eu în momentul de față, nu o spun ca pe o laudă, ci o spun ca pe un fapt real, ca pe o constatare. Eu am în mașină o bâtă de baseball, am macetă, dacă nu mă înșel, parcă am și macetă, și am o crosă de golf. Atenți, mai fie câte ceva pe acolo. Atât în habitaculul, cât și în portbagaj. Nu știu care pe unde este. Nu o spun ca pe o laudă, cum fac bombardiere. Să nu vă gândiți la chestia asta. Ci o spun ca pe o realitate. De ce le țin în mașină? Probabil mulți o să vă întrebați chestia asta. Crosa de golf și bâta de baseball le am încă de când am testat o cască de jandarmi. Efectiv, mi-a fost silă să le duc în casă. Și mai fac diverse glume pe la muncă cu ele. În ce privește maceta, o folosesc la grădină, atunci când merg la curte. Și prefer să o am în mașină decât să îmi aduc aminte când cobor și mă pregătesc să plec pe nu știu pe unde, aoleu, stai că n-am maceta și să mă întorc, după ea, du-te, nu știu ce. Și oricum este foarte indicat să ai în mașină un obiect de tăiat. Un cuțit, o sabie, o macetă, ceva. Câtă vreme nu le folosești în scopuri infracționale, în scopul de a încălca legea, nu este nicio problemă din punctul meu de vedere. Și așa ar trebui să vadă și să înțeleagă toți polițiștii, toți jandarmii și toți locali și toți polițiștii de frontieră. Sincer, despre polițiști de frontieră n-am auzit niciodată lucruri negative. Nu știu de ce, probabil pentru că sunt foarte puțini și îi găsești de regulă pe graniță. În fine. Ok? Am prieteni polițiști, am prieteni jandarmi, am vorbit cu ei, le-am explicat speța, am purtat discuții juridice pe acest subiect. Bineînțeles, ghici care a fost reacția lor. M-a surprins. Da, frate, ai dreptate. Mă știam, eu nu fac așa ceva. Acum, pentru forțele de ordine, o să vă întrebați probabil, păi și ce să fac în situația în care îl găsesc pe unul? Din punctul meu de vedere, le poți analiza. Dacă vrei tu neapărat să te, bă, nu cumva a tăiat pe cineva. Și dacă a tăiat omul o găină și găsești urmi pete de sânge, ce faci? Îl arestezi? Îl încătușezi? Poți pune o întrebare la dispecerat. Domnule, s-au raportat în zona în care l-ai găsit pe ăla ceva acte cu violență în ultimele 30-60 de minute? Cred că cel mult atât poți face. Dacă nu, lasă-l în pace. Că tu oricum l-ai oprit, l-ai legitimat, le-ai trecut datele, da? În agenda de serviciu. Deci tu l-ai, te-ai întâlnit cu el. Dacă se află că, domnule, mai târziu ăsta a comis, știi deja de unde să-l iei. A, nu-l găsești acasă, nu-i nicio problemă, îl găsești la un moment dat undeva. Da, n-ai de unde să știi, acum ce ar însemna? Că pe fiecare șofer care este oprit la filtrele de poliție, în situația în care polițiști găsesc în mașina lui bâte sau săbi sau mai știu ce cuțite, asta ce înseamnă? Trebuie să-l reții pe ăla acolo, să-l... Dar mai degrabă bagă-l la arest, preventiv, ca să fii așa, preventiv, ca să fii sigur. Nu, e o aberație. Deci nu sunteți voi de vină că legiuitorul a gândit legea cu alt cap. Da? Din punctul meu de vedere, oarecum este bine. Da? Oamenii trebuie să înțeleagă
că nu mai reprezintă infracțiune, nu mai reprezintă o ilegalitate să porți după tine pe stradă obiecte considerate de lege periculoase, așa cum scrie la 372 Cod Penal, cu condiția să nu te afli în locurile expres stabilite de lege. Iar forțele de ordine să înțeleagă și ei aceste aspecte, astfel încât să nu comită abuzuri. Pentru că cetățenii se pot întoarce împotriva lor. Lucrul ăsta ar trebui, zic eu, să-l știe foarte multă lume, în special forțele de ordine. Să fie conștienți de acest lucru. Mai ales să fie conștienți despre această situație. Bun. În concluzie, din interpretarea articolului 372 de către mine, eu trag concluzia că nu este ilegal să porți la vedere acele obiecte periculoase în locurile publice, cu excepția celor în care este interzis în mod expres. Adică, spray ditan lacrimogen, chiar dacă e sub formă de pistol, da, se va speria lumea. O să creadă, vor fi unele apeluri la 112. Dom'le, e unul cu un pistol pe stradă. Iarăși, am spus-o și o repet, dispecerul respectiv ar trebui să fie suficient de inteligent și de fâșneț, astfel încât să ceară cât mai multe detalii. Doamnă, ați văzut? Sigur, sigur este, sigur nu știu ce. Sigur nu-i vreun pistol de jucărie, să pună astfel de întrebări. Și nu să trimită oamenii aiurea. Bă, e unul cu armă acolo. Înseamnă că tu ți-ai pus deja încrederea, le-ai acordat o încredere prestabilită cetățeanului care a sunat. Și îl crezi pe cuvânt. Deci dacă ăla spune că e o armă, tu o vei lua ca atare. Deci vei considera informația valabilă. Înseamnă că deja în mintea, față de tine, tu deja l-ai numit pe ăla indirect instructor de trage, specialist în arme și munții, eventual lucrător sau directorul, șeful de ASP-ului. Că se pricep și băieții foarte bine la arme. Da? Deci, în concluzie, nu este absolut nicio problemă, dragii mei, să umblați cu aceste obiecte la vedere, câtă vreme, repet, în interpretarea mea, da? Câtă vreme nu vă aflați într-unul din locurile prevăzute în mod expres, în articolul 372 Cod Penal. Eu am fost Brad Heather și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și nu uitați, citiți 372 Cod Penal ca să nu aveți probleme cu legea. Așa că aceste obiecte pot fi purtate pe stradă și inclusiv la vedere, pentru că nu este nicio problemă din punct de vedere legal. Doamne ajută, numai bine și succes! Ceau! Let's go.